Consiliul Județean Olt continuă să premieze excelența în educație și sport. Astăzi, 437 de elevi și 195 de profesori au fost răsplătiți pentru rezultatele obținute. A devenit o tradiție și să știți că din toate acțiunile noastre, dacă măcar un copil e motivat să învețe mai bine pentru astfel de premier care se desfășoară, să știți că acțiunea noastră este un câștig și o considerăm una de succes. Bineînțeles că de fiecare dată am fost prezenți și încercăm să fim prezenți în motivarea elevilor să obțină și a profesorilor în același timp de a obține rezultate bune la olimpiadele școlare. Suntem bucuroși să putem să premiem un număr cât mai mare de elevi olimpici și nu numai, și profesorii care de fiecare dată au dat dovadă de devotament și de profesionalism în pregătirea lor. Anul acesta au fost premiați elevii cu rezultate la olimpiadele județene, naționale și internaționale de limbi străine, științe, matematică, limba română, religie, artă, muzică, tehnologie și competiții sportive. Este un lucru extraordinar pentru că cei de la Consiliul Județean premiază valoarea, excelența în educație. De 24 de elevi, la ce discipline? La limba și literatura română. Este mulțumitor, mai ales pentru copii, este motivațional pentru ei, pentru că sunt determinați în felul acesta să tragă și mai tare anul acesta la concursurile și la olimpiadele școlare și să fie premiați la anul din nou, să fie pe această scenă. Mi se pare o inițiativă bună, fiindcă ne sunt recunoscute meritele și efortul la urma urmei. Aceste premii sunt... Arată valoarea. Da, mi-arată valoarea, fac să am o părere mai bună despre mine și mă ajută să dau chiar mai mult data viitoare, să obțin poate chiar un premiu la etapa aceasta. Consiliul Județean a alocat pentru premierea olimpicilor suma de peste 180.000 de lei. La finalul anului este programată o altă festivitate de premiere a sportivilor cu performanțe naționale și internaționale.